n-are cum fi mai bun comentatorul decât autorul. N-are cum fi mai bun dirijorul decât compozitorul. Misiunea lui este să intre cât poate în pielea compozitorului. E, nu mai vorbim de interpret. Dacă mă refer la muzică. Că interpretul nu reușește să intre în stilul compozitorului, în inefabilul acela pe care îl emană orice creație, nu. Nu ajunge la public. Cam așa s-au lucrurile, să știți, și în domeniul poeziei. Și în general, oricărei creații, orice domeniu. Textul, deci, îl recomandă imediat pe autor în ipostaza, în postura în care se află. Și există aici un text, se cheamă Epilog, în care, de fapt, domnul Dorian Gheorghiu se definește pe sine, își definește ipostaza, fără pretenții filozofice sau nu știu cât de meditative, ci pur și simplu